pene cu ciuperci, carne și sos alb. O idee de meniu, ușor și rapid de preparat, gustos și sănătos pentru toată familia. Pune o oală pe foc, toarnă apă în ea, pune 400 de grame de pene de la nota 11.ro și fierbele conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Taie felii subțiri 7 căței de usturoi și 2 borcane de ciuperci de la nota 11.ro. Pune o tigaie pe foc, toarnă ulei de floarea soarelui, adaugă usturoiul feliat și călește-l până devine auriu. Adaugă ciupercile tăiate felii și călește-le și pe ele. Ia 2 conserve de la nota 11.ro de carne de porc, adică 600 de grame, și pune în tigaie peste restul ingredientelor. Amestecă totul bine în tigaie. Toarnă pe deasupra 500 de ml de smântână lichidă și amestecă totul până la omogenizare. Adaugă sare după gust, la fel și piper, și continuă să amesteci. Pune capacul tigăii și lasă să scadă, amestecând din când în când. În scurt timp totul este gata și poți adăuga penele fierte scurse de apă. Amesteci totul și gata preparatul delicios. Pui în farfurie, ras parmezan pe deasupra și servești cu poftă și plăcere. Iar pentru rețete simple și rapide, hai pe blog ioanaserea.com, abonează-te canalului de YouTube și pornește notificările de la clopoțelul de sus din dreapta.